Imaginați-vă marea de culoare turcoaz. Imaginați-vă un palmier care crește plecat deasupra mării. Exact ca în reclama de la Bounty. Frumos, nu? Da, așa ce că arată Maldive. Ați fost vreodată în Maldive? Nu? Nici eu. Poate o să ajung și acolo. Dar acum hai să vorbim despre Grecia. Adică despre călătoria noastră în Grecia. Ce trebuie să menționez este că în timpul vacanței a fost ziua mea de naștere. Și da, am așteptat să primesc un cadou, dar nu m-am așteptat să-l primesc în aeroport după ce am aterizat. Iar care a fost cadoul, o să vă-l prezint un pic mai târziu. Iar până atunci să pornim la drum. Din Atena am mers către Uranopole, localitate ce se află la graniță cu muntele Athos. Da, am fost pe muntele Athos, însă cum am fost pe munte și ce mănăstire am vizitat, o să vă prezint într-un alt clip separat. După ce am stat 2 zile pe muntele Athos, din Uranopole, am pornit către mănăstirea Meteora, o zonă care te lasă fără cuvinte. Și cred că acum e momentul să vă dezvălui cadoul. Ia că te uitați, vă. Nici acum, în momentul înregistrării, efectiv nu am cuvinte să descriu această zonă. Vă las pur și simplu să o admirați. Aici am un loc fain pentru dronă. Imediat. Frumoase locuri are lumea asta. Merită să o vedem toată. Concluzia. Rădica Romanciuc. Da. Bine. Rădica Adel. Încercăm cadouă. Cum a fost? Crota. Pentru această călătorie noi am închiriat o mașină, un Fiat Tipo. Pentru 5 persoane, un Fiat Tipo. Da, așa credeam și eu la început, dar spre uimirea mea mașina s-a devenit destul de încăpătoare. Nu pot să zic că ne-am simțit extrem de confortabil, însă ne-a slujit cu încredere. Până la urmă, chiar ne-am și împrietenit. Vă recomand, dacă mergeți în Lefkada, să aveți transportul propriu sau, dacă nu, să vă închiriați. Insula este destul de mare și ai nevoie de transport pentru a o vizita. Mir, dar tu ești șofer. Imaginile de pe dronă le-am filmat deja din Lefkada, o insulă situată în nord-vestul Greciei, în care ne-am petrecut tot restul vacanței. Lefkada este renumită pentru plajele frumoase, Egremni, Portul Katsiki, Vasiliki și altele. Noi am fost pe majoritatea și nici pe una n-am găsit nisip. Da, majoritatea plajelor din Lefkada sunt din pietre. Sau au pietre. Pietre. Prima zi am stat la o plajă a cărei nume nici măcar nu-l țin minte, pentru că era o plajă special amenajată pentru relaxare, ceea ce am făcut și noi. Ne-am întins prosopul la soare și am uitat de toate. Așa un colig am găsit. Un Mihai închilos. Mihai închilos acolo. Alinat. Băi, Mihai, te doare? Iar atunci. Hai, măi. Uite, ce-mi vreau.
Fai, cât de periculos. Și ăsta le-am prin legii, iar Mihai ca suvenir. Pentru cazare am închiriat un apartament dintr-un cartier simplu din Lefkada. Un apartament ce era utilat cu toate cele necesare. Mâncare ne era asigurată de tanti Lida. Băi, paparații ăștia mă urmăriască. Am lăsat un scas de dimineață. Următoarea zi, pentru că nu este în firea noastră să stăm doar la plajă, am mers timp de o zi în excursie cu barca. Avantajul acestei excursii este că am vizitat mai multe plaje de pe mare, ne-au hrănit, ne-am distrat, iar seara am mai avut intrare liberă și la un party de pe o plajă privată. Ca și dezavantaj însă, este că stai toată ziua pe mare și seara ești extenuat. Apropo, eu ieri de ziua mea n-am zis mulțumesc. Sper că se aude acolo. Mulțumesc părinților pentru cadou și, desigur, mulțumesc lui Dragoș pentru cadou. Dragoș de mult a vrut să-l menționez într-un clip, așa-i? Știu eu. Îmi cer scuze pentru calitatea proastă a imaginii. Am vrut să scot o calitate cât mai bună din cameră, dar o ieșit ca de obicei. De Gremi este o plajă sălbatică pitorească situată pe coasta sud-vestică a Lefkadei, la aproximativ 40 de kilometri de capitala insulei. Se întinde pe mai mult de 2,5 kilometri. Cu astfel de lungime și o înălțime variabilă de la 20 la 50 de metri, Egremni nu este aproape niciodată aglomerată. Acest albastru al apei poate varia până la 50 de nuanțe. Valurile sunt destul de mari și este un loc ideal pentru surf. Sfârșit avem și parte. Bucătare cred că e făcut intenționat ca să atragă, ca să atragă lumea să fie atentă la oră. La ora scris cu parte. Interesant. În localitatea Fiskardo de pe insula Kefalonia am descoperit acea Grecie autentică, cu culorile ei alb-albastre și cu apă cristalină a mării. Peștera Papa Nicolis își poartă numele în cinstea submarinului grec cu același nume, după ce acesta s-a adăpostit în peșteră după un atac fulger asupra armatei italiene în al doilea război mondial. Mărimea peșterii este impresionantă, mai ales că și capitanul vasului nostru a intrat cu barca în aceasta. Ultima destinație a programului a fost o plajă sălbatică, unde doritorii au fost lăsați să se răcorească în apa mării. Chiar dacă puntea spate era amenajată pentru sărituri în apă, unii curajoși nu s-au obținut de a sări de la ultimul etaj a vaporului. Tu, căruci el mă chidă, trage pe urechi și curge pe nas. Trage mă chidă pe urechi și curge pe nas.
Eu am tratat cred că când te silosuri. Andrei? Ceva cuvinte vrei să spui? Să comentez? Da. Ai făcut școală, poftim școală. Știți vorba aia din bătrâni? Când ești obosit după o zi de excursie, mergi la party. Sau la petrecere, cum zicea căpitanul nostru. Asta am și făcut. Deși petrecerea în sine nu a fost cine știe ce grozavă, dar să dansezi în mare la miezul nopții e o amintire care merită adunată în pușculița de amintiri. După cum știți, sau poate nu, dar acum o să știți, în inima insulei este o cascadă numită Dimosari. Internetul este plin cu astfel de poze spectaculoase acestei cascade și desigur abia am așteptat și noi să arătăm capacitățile noastre de modeling în fața cascadei respective. Abia așteptam să ne întindem și să facem acea față de eu le-am reușit pe toate în viață, dar n-a fost să fie. Realitatea este că nu doar noi vrem să ajungem acolo, ba chiar am avut impresia că toți oamenii de pe insulă sunt acolo. Într-un final nici n-am reușit să o vedem de mai aproape, așa multă lume era. Părerea mea, așa multă lume. Când vii să faci simpozul, faci oameni, nu cu cascada. Așa mult. Deci, un pic dezamăgit, dar nu tare, am mers către o altă plajă renumită Porto Cacique. După o bălăceală, găsisem un loc potrivit deasupra mării unde am putut admira un apus de neuitat, unul dintre cele mai frumoase apusuri din viața mea. Bună dimineața, v-ați trezit? Eu unul încă nu, eu numai m-am ridicat din pat. N-am trebuit o cafea. Am venit să luăm barcuța. Așteptăm ca să fie semnate actele și cred că una din barcuțele astea va fi a noastră. Ei, hai, o lecuță că sus boi, hai. Închirierea bărcii pentru o zi este o altă modalitate de a te relaxa în concediu. Libertatea de a sări în apă, de a admira peștii, este o metodă foarte eficientă de detoxifiere mentală, ce era foarte necesar în cazul meu. Libertatea care o ai cu această barcă de a sări pe valuri sau de a ancora lângă mici plaje sălbatice unde ai impresia că timpul stă în loc,
până nu-ți dai seama că te arzi la soare. Și e fain că găsești plajă sălbat și așa când vii cu barca. Aici se încheie aventura noastră în Grecia, dar cu siguranță nu este ultima. Amu, Rodica, îți place, Amu? Amu, îți place cum am spus? Deci, dacă așa ai, nu, dacă, da, gata, ai, las-o așa, că-i bine, e bine, da, da, că-i bine, gata. Cu siguranță nu este ultima!